Un nou sfârșit de săptămână cu vreme instabilă termic și atmosferic, asta anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat, potrivit căruia mâine pe întreg teritoriul țării cerul va rămâne înnorat, fenomen meteo ce va lăsa în prim plan ploile de scurtă durată. De asemenea, mai ales în zonele joase, va persista ceața, iar seara și dimineața va cădea burnița. Vântul va bate moderat cu posibile intensificări. În condițiile date, oamenii legii recomandă șoferilor să respecte în continuare cu strict regulile de circulație, semnificația indicatoarelor rutiere și indicațiile polițiștilor de patrulare. Ce ține de valorile termice, vineri, în raioanele din nord, maxima va urca până la plus 8 grade. În centrul Moldovei și în capitală se vor înregistra temperaturi de plus 9 grade Celsius, iar în partea de sud a țării, mercurul din termometre va ajunge până la plus 10 grade. Cald va fi și noaptea, când minimile vor oscila între plus 1 și plus 5 grade Celsius. În schimb, conform ultime actualizări a serviciului meteorologic, în weekend vremea de afară se va răci cu câteva grade, respectiv precipitațiile sub formă de ploaie se vor transforma în lapoviță și ninsoare, vântul va bate moderat. Totuși, de luni, maxima va urca din nou până la plus 10 grade, valoare termică mult prea ridicată pentru această perioadă a anului.